Cu să bubuie cu noi. Veniți voi acum, mă, să vă luați de noi. Să vă luați voi de noi, mă, că... Bă, nu știu, cântăm. V-ați luat de ghebasă că a cântat Dă-i țiganca, dă-i țiganca. Păi la ce pula mea? Auzi că a făcut mișto de țigănci? Păi la ce? Auzi, a făcut mișto ghebasă de țigănci. Bă, pe ăla ce e, gen? Extraterestru? Ce pula mea e? A stăbărât păcioara aia de gheboasă și ce-ați zis? Am tăbărât pe o cioară, păi stai că tăbărâm și pe a doua. Și acum aveți ceva cu mine. Bă, frate, bă, sunteți nebun la cap. Băi. Eu nu pot să-mi explic. Gen, eu nu pot să-mi explic unde s-a ajuns chestia asta. Să vă puneți așa pe capul nostru. L-a fost pretext cu gheboasă. Voi ați vrut de mult să ajungeți aici. Și de ce? Ca să nu mai facem noi concerte. Să nu mai facem noi cu tare. Că nu vă convine că noi suntem copii și avem mașini mai tare. Cât ați avut. Ați avut. Stați așa că mă sună. Vă luați voi de mine? Auzi că am junghiat un copil, o profesoară și din cauza la melodia mea. Sau că copiii se comportă urât cu alte fete din cauza mea. Păi când vreodată am învățat eu pe cineva să se comportă urât cu o fată? Că pe mine, pe unde m-a văzut lumea, pe unde m-a filmat lumea, cum am comportat eu cu fetele, cred că nu s-au comportat nici părinții lor cum mă comport eu cu fetele. Fetele de seama mea, logic. Gen că fetele mai mici ca mine nu le bag în seamă. A, vor să fac o poză, să rămână. Fă poză, vă iubesc, mersi că mă apreciați. Gen că trebuie să... Cum se zice? Tată așa. Trebuie să precizez faptul că nu bag în seamă fete mai mici ca mine, că a intrat poliția peste mine acum câteva zile și mi-a zis că se chestrez copii de 15 ani. Dar nu, gen, oamenii aia chiar n-aveau nicio vină. Adică polițiștii care au venit aici, oameni de treabă, nota 10, frumos, m-au întrebat. Dar gen, cine a putut să le zică lor? Păi sunt proști în orice punct de vedere. Cine a putut să-i ducă mintea? Pe polițiștii ăia de acolo, de la cine a luat legătura cu poliția de la noi? Nu vă sunteți proști, mă? Polițiștii care au venit aici chiar, că nota 10, să trăiți, să rămână, nu știu ce, vin o să vorbim, nu știu ce, gen, nimic urât. Și acum auzi, mă trezesc că vor să-mi dea mie melodiile jos ce ne-au. Voi de unde veniți, mă? De unde v-ați trezit, frate? Să vă puneți pe capul nostru. V-am deranjat noi sau ceva? Să vă luați de noi, să nu mai facem noi concerte? Păi de unde până unde? Să nu mai facem noi concerte. Băi, am impresia că voi vreți să ajungeți altundeva, domnii de la CNA. Voi cred că credeți că eu nu știu cum stă treaba. Vedeți că eu știu legile mai bine ca voi, să știți cum stați. Da? Citiți acum legile audio-vizuale. Asta ar însemna că intru acum în alt subiect cu voi. Dacă nouă ne interziceți să facem muzică, băi, acum vreau să mă asculte toată lumea care e pe live. Dacă nouă ne interziceți să facem muzică, bă, dacă voi interziceți mie să fac muzică, asta ar însemna să interziceți la preoți să mai fie preoți, să interziceți la homosexuali să mai fie homosexuali, să interziceți la zugravi să mai fie zugravi. Păi asta înseamnă că toată lumea razna dacă nu ne interziceți ceva care e la noi în suflet, e ceva care ne-am născut cu talentul ăsta să cântăm și viața noastră de zi cu zi. Bă, nu vreau să mă înțelegi găsit, eu nu vorbesc prost față de nimeni. Eu doar încerc să le explic la oamenii ăștia de la CNA că nu au nicio treabă. Ei nici nu mă cunosc pe mine personal. Că dacă ar sta cu mine la o cafea, și-ar face o părere de nota 10. Dar nu-mi place să se zică la adresa mea că am junghiat un copil, o profesoară, din cauza mea. Păi am luat la copilul ăla să junghe pe profesoară? Sau că vorbesc cu unii copii urât cu fetele din cauza mea? Păi și pe asta de unde ați mai dedus-o, gen?
că vorbesc copiii prost cu fetele din cauza mea. Păi eu mă comport cel mai frumos cu fetele. Eu le iubesc pe toate. De seama mea. Sau mai mari. Iar trebuie să zic din nou că v-am zis, a intrat poliția peste mine. Gen, a intrat fără să fac nimic, ce a zis alții. Bă, frate, sunteți nebun la cap. Vă rog eu, lăsați-mă în pace, lăsați-mă să-mi vădă treaba mea, luați voi foc, în jur eu poliția. Păi nu ia poliția foc? Bă, nu ia poliția foc, că... Și cu toate că eu nu jur poliția. Eu când înjur garda, eu știu eu pe cine înjur. Nu jur garda, toată garda. Că vreți să vă zic, păi eu când ies în oraș, mă jur pe ce vreți voi și mă vede poliția. Puștean. Poate și mai bătrân, poate dacă nu mă respectă, mă iubește, sunteți nebun la cap. Te pup unchiule, te pup șefule. Pe dacă nu, acum câteva zile mi-a făcut poliția coloană că nu știam să scot mașina din parcare. A fluierat. Băi, stați acolo. Mi-a făcut poliția coloană. Și veniți voi de la cine am, să-mi spuneți mie, mă, nene, că eu înjur poliția și că înjunghe copiii profesori din cauza mea. Băi, ce, cred că e ceva la mijloc. Eu cred că e ceva la mijloc rău de tot. Eu cred că vreți să ajungeți altundeva voi. Dar cu mine nu vă merge, atâta vă zic. Să vă ferească Dumnezeu să încercați să-mi dați mie vreo piesă jos. Bă, vă rog eu, ăștia de la CNA, încercați să-mi dați piesele jos. Și știi ce e la ușă la mine săptămâna care vine? Dacă îmi dați azi piesele jos, poate dacă nu săptămâna care vine Lamborghini Urus la ușa mea, poate dacă nu 4-5 case la ușa mea, 100.000 cash la ușa mea. Bă, cu mine nu vă jucați că vă dau în judecată, sunteți nebun la cap, mai sunteți și proști, voi nu știți legile. Dați-mi piesele jos, să vedeți ce vă încarcă fratele vostru, Albert. Hai mă, coai, că sunteți nebun la cap. Nici nu mai știu ce să mai zic. Păi, oricum nu vreau să intru live, dar vreau să clarific, să nu mai spuneți voi mie că mă comport urât cu femeile sau că înjunghe copii profesoare din cauza mea. Bă, sunteți nebun, coai. Vedeți-vă de treaba voastră, nu mai spuneți voi că îmi dați voi mie melodiile jos și vedeți-vă, frate, de treaba voastră, vi s-a făcut foame sau ceva? Bă, spuneți-ne dacă vi s-a făcut foame, că facem petiție de-aia, mai pun eu 5.000, pune alt trapper 5.000, pune ăla, se strânge 102.000 și vă dăm, frate, să trăiți și să ne lăsați în pace cu aia, ni se mai respiră, mai pot, de nervi. Lăsați-ne, mă, frate, în pace. Mai vă puneți pe capul nostru, că nu înjurăm pe nimeni, n-am deranjat pe nimeni. Păi vedeți că noi la copiii ăștia care sunt triști din cauza la familie și poate unii copii care sunt în depresie și vor să se omoare din cauza la depresie, că știți foarte bine că este întâlnită chestia asta în România și pe peste tot în lume, poate vine la concertul meu și o lurg pe scenă cu mine și copilul și ce zice, sunt cel mai tare din lume. Și voi nu mai vreți să facem noi concerte. Care pe noi când ne văd copiii pe la concerte, li se face pielea de găină. Dacă nu, vezi cea mai mare fericire pe copiii aia. Sunteți nebun, frate, bă, sunteți nebun la cap. Păi dacă voi ne luați nouă muzica noastră, fericirea noastră, că eu așa o văd. Eu acum vorbesc pentru mine, Albert. Pentru mine muzica e viața mea. Bă, pe mine lăsați-mă și amărât că tot fac muzică. Eu fac muzică că ăsta sunt eu, sunt născut pentru așa ceva, sunteți nebun la cap. Ascultați-mă, luați muzica mie și la toți și luați fericirea la toți. O să vedeți că dacă ne luați nouă muzica, luați fericirea la toți. Bă, în România, pe lângă manelele, lăsați lăutarii, lasă că n-avem treabă cu lăutarii, gen că aici v-ați luat de noi, nu de lăutari. Lăutarii, întreaba lor. Aici vorbesc doar de trepări. Păi după ce că a dat americanii de noi, au dat, pardon, fiți când dă americanii de noi și când începe să ajungem și noi încolo, ăla ajunge acolo, ăla vorbește cu ăla, ăla vorbește cu ăla, veniți voi acum să ne luați noi așa visele noastre, să le vă pișați pe noi, să vă pișați pe familia noastră, să vă pișați pe suferința care am suferit-o să ajungem aici, să vă pișați pe noi, că sunteți voi comuniști. Nu? Păi ia să stea și copiii voștri fără niciun ban, ia să stea și copiii voștri cu părinților la pușcărie, ia să stea și copiii voștri pe afară să n-aibă bandă aia, să se gândească copiii voștri când scot melodie,
dacă fac copiii voștri melodie, să zică, păi stai mă, că trebuie să zic în melodia aia că v-am să vând droguri, că n-aveam bani, din cauza că n-aveam bani. Ia să rămână și copiii voștri fără bani. Ia să facă copiii voștri toate astea. Că copiii voștri dacă se droghează sau dacă fac vreo prostie, a doua zi uită toată lumea. Eu dacă dau un picior în ușa lui vecina, mă dă și la televiziune, mă duc și la pușcărie, cred. Și gata. Că noi nu avem a doua șansă la oamenii ca noi, dar voi aveți a doua șansă. Și voi vă permite să vă pișați pe voi, nu? Voi vă permite să vă pișați pe munca noastră. Păi ați suferit și voi cât am suferit și noi. Că voi n-ați suferit în viața voastră, stați și voi. Stați zile, săptămâni, ani în cameră, plângeți. Rupeți pereții de nervi, dați-vă pumni de nervi. Că intrați în depresie de la supărare. Suferiți și voi cât am suferit noi. Care se simte, care a suferit. Să faceți și voi chestiile astea. Eu mă jur pe ce vreți voi. Voi n-aveți cum să luați muzica în viața voastră. Băi, eu m-am sacrificat prea rău pentru muzica asta. Și nu știe nimeni. Și nici nu o să vreau să explic la nimeni, că nu o să înțeleagă nimeni. Eu am sacrificat totul pentru muzica asta. Eu o să ajung unde sunt acum. Eu am suferit că nu o să sufere încă două generații de vârsta mea. Și să trezesc ăștia de la cine să-mi dă mie munca mea jos. Care eu când am scris versuri, scream cu o foame în mine și o ură în mine. Și cu lacrimi în ochi scream versurile alea și ziceam, Doamne, te rog din toată inima mea, sper să se întâmple visul meu care e vis. Și acum când se întâmplă visul meu și sunt cunoscut și gen, se întâmplă ce-am visat toată viața, vine și amă de la CNA să-mi dă mie piesele jos și să zică că din cauza mea omoară copiii profesoare, păi înseamnă că sunteți nebuni, ia suferiți mă și voi, băia, vedeți-vă de treaba voastră, mă. Bă, fiți atenți! Fiți atenți că s-a ajuns prea departe. Dacă nu ne lasă în pace, facem protest. Bă, fiți atenți că facem protest, care ne lasă în pace, facem protest! Gata că prea vreți voi să vă pișați pe visele noastre. Hai, vedeți-vă de treaba voastră, atâta vă zic. Bă, nu mai îmi pronunțați numele. Bă, nu mai îmi pronunțați numele. O să vedeți voi, sunteți nebun la cap. Ce puteți să-mi faceți mie? Mamă, și să vă ferească Dumnezeu să-mi dați mie piesele jos, sunteți nebun la cap, că dacă nu vreau banii ca la fraier. Vreau banii ca la fraier, mă jur, puțin răzut voi. Da? Hai că m-am îndrăvat degeaba. Vă pup, frații mei. Auzi ce țipă copiii, jos cu CNA să moară Dragoș. Auzi ce țipă copiii, jos cu CNA. Bă, nu vă minte fratele vostru. Vă pup, frate, vă pup, frate, vă pup. Vă pup, frații mei! Vă pup! Da, mă, și cum ziceam, voi vreți să-mi luați asta mie? Care am muncit ani de zile și am suferit ca să ajung așa? Ha! Bă, voi cred că sunteți nebun la cap! Băi! Vedeți-vă, mă, moșilor, mă, de treaba voastră, mă, băi, vedeți-vă, frate, de treaba voastră, mă! Sunteți cumva invidioși că copiii voștri n-au ajuns așa? Pula voastră, mai băgați o fisă! Hai că deja m-am enervat și vorbesc prost. CNA, eu te respect. Toți de la CNA vă respect. Nu vreau să înțelegeți că... Nu știu, am vorbit prost de voi. Eu am vorbit prost de situație, nu de voi. Că vorbiți în neștiință de cauză. Vă rog, frate, vă rog, lăsați-ne în pace. Vă rog eu frumos. Pe toți. Că credeți-mă, vă convine cu ce facem noi. Pentru că statul și-a banii... facem evenimente frumoase. Băi, chiar prin înjurăturile noastre vedeți că noi facem România mai tare. Noi o să ajungem să avem într-un final o Românie care are cultura ei. Noi vedeți că nu avem cultura în România. Suntem comuniști. Voi, nu noi. Vă iubesc pe toți frații mei și bă, lăsați-mă frate. Bă, lăsați-mă bă, ăștia de la CNA. Și poliția, polițiștii care au ceva cu mine.
Dar în ultimul timp nu prea are, nu mai are nimeni nimic cu mine. Decât ăștia, înapoiații. Nu, polițiștii nu mai au nimic. Acum mine, ăia sunt ce trebuie. Polițiștii out din discuție. Ce ne-au? Hai să ne vedem de treaba la fiecare. O știre să mai aud de mine, că vedeți că nu mai vorbesc a doua oară așa. Vă iubesc. Adevărat, vedeți că a doua oară.